și pentru Buna Vestire, dar de obicei cumpăr fiecare săptămână pentru consum familial. Ce pește preferați? Eu prefer caras pentru că îl fac la cuctă și se duc toate oasele și este excepțional, dar nu are acum și am găsit sturion, am luat și am luat un crab de Dunăre. Cum îl gătiți? Păi o să mă gândesc acasă ce vrea soția și atunci cred că o să fie bine. Sunt cam piperate, dar asta este. Acum ce să facem? Toate sunt mărite, nimeni poate să conteste că traiul s-a scumpit. Sănătate maximă. Cumpăra nimic? De ce? Ne uităm la bani. E scump? Păi mi se pare scump. La ce scump? La pensia mea. Păi tot pește vreau, dar mă duc dincolo, iau cu 18 lei. Pentru Buna Vestire? Da. Păstrați tradiția? Da, sigur că da. Ce spune tradiția? De ce e bine să nu cumpăr pește de Buna Vestire? Aia nu știu de ce, dar știu că atunci se dă de pomană la morți, la Buna Vestire. Și cum îl gătiți peștele? Cu orez în cuptor. Mulțumim frumos. Cu plăcere. Vreați pentru Buna Vestire? Păi ați lua câta, că na, așa se face. Și n-ați mai stat că e coada prea mare? Nu pot să stau atâta. Nu pot să stau atâta. Ce pește ați vrut să cumpărați? O bucată așa acum, eu știu. Câta pește. Cum îl gătiți? Cum îl faceți? Bine îl fac. Alte dată îl fric așa, alte dată îl fac așa cu ou. Alte dată fac și ciorbă din el. Ce știți? Cum e? De ce e bine să mâncăm pește de Buna Vestire? Da, Dumnezeu mai știe. Așa ne-am pomenit de la nașterea noastră. Și la ai bătrâni la fel. Ce să faci? Și respectăm tradiția. Da, da. Mulțumim. Cu plăcere. Da. Trebuie să le spuneți ce pește ați făcut. Păstrăv. Hai că mă și grăbiesc. Păstrăv cum îl gătiți? Păstrăv. Mama soacră îl pregătește. Eu... Cum îl face? Cum preferați să fie la cuptor? Nu, ulei, nu, în cratiță. Și acum ați cumpărat pentru Buna Vestire? Da, pentru mâine, că mâine se mănâncă pește. Ce știți, de ce e bine să mâncăm pește de Buna Vestire? Păi așa e tradiția. Respectă. Așa, eu sunt moldovean și cam în Moldova se mănâncă așa ceva. Acum aș pe aici, dați de mult în bana din 70. Țineți și post sau nu contează? Am ținut. Am ținut o săptămână la început, m-am împărtășit, m-am spovedit și acum... De Buna Vestire pește. Și vă mulțumesc, mă grebez. Proaspăt macrou și nu are numai congelat. De Buna Vestire? Să mâncăm mâine, că se mâncă pește. De ce e bine să mâncăm pește, știți? Nu știu, dar e bine. Vrăjit cu mămăligă și mușdei de usturoi. O zi bună! Haideți. Crap. Cum îl gătiți? Nu știu. Îi dau telefon la soție ca să o întreb. Cum preferați să-l mâncați atunci? Cum vă place? Cu gura. Ce rețetă? Nu știu, nu mă întrebați. Prăjit. Prăjit la... Și acum ați cumpărat pentru Buna Vestire? Da. Pentru soție, pentru soție, că ea-i cu postul. Și are voie dezlegare la pește. Ei, o să mănânc și eu, dar nu mă omor după el. Dar de ce e bine să mănânc pește de Buna Vestire? Ei, mă întrebați prea multe. Așa e tradiția. Da, nu știu. Tradiția, dar altceva. Nu mă drag.